Astăzi am cumpărat acest suport pentru telefon și tabletă. Sincer să fiu, nu aveam așteptări mari de la el, însă după ce l-am văzut și testat, am decis să fac acest filmuleț, întrucât este un suport absolut extraordinar. Are o calitate foarte bună, îl voi denumi premium, este din aluminiu, este negru, modelul negru cel pe care l-am eu. Și după cum o să observați, o să vă ofere niște funcții foarte interesante. Acesta este pachetul, vine împreună cu acest săculeț de protecție, cu ajutorul căruia puteți să-l transportați oriunde, fără a-l zgâriați sau fără a zgâria alte accesorii din rucsacul vostru, deoarece acest suport, după cum am spus, este din aluminiu. Are două axe cu ajutorul cărora puteți regla, observați, aceste brațe și, în opinia mea, cred că este cel mai bun suport pe care puteți să-l luați pentru birou. Dacă vreți să vă uitați la un film, spre exemplu, pe telefon, pe tabletă, vreți să scrieți ceva, să urmăriți ceva, orice ați vrea, e un suport absolut senzațional. După cum v-am spus, este din aluminiu. Are picioruși, aceasta este partea de jos, baza. Observați, are aceste piciorușe de cauciuc, sunt foarte, foarte aderente și nu vor aluneca, după cum observați. Chiar uneori lasă impresia că se vor lipi dacă le veți pune pe o sticlă, spre exemplu. Are două axe cu ajutorul cărora puteți să reglați acest suport și să-l transformați așa cum doriți voi. După cum am spus, suportă atât telefon cât și tabletă. Observați, are această mișcare foarte largă pentru brațul pe care veți așeza tableta. Este destul de rigid pentru a suporta orice greutate. Așadar, puteți să vă puneți aici orice telefon sau tabletă, observați. Ok, cam așa arată suportul. Îl puteți regla fie astfel. Haideți să vă arăt imediat. Și puteți să puneți telefonul ceva de genul acesta. Observați. Nu vă veți zgâria telefonul, deoarece are acest burete de protecție, atât aici, cât și aici unde veți așeza telefonul și puteți să faceți așa ceva. Așa. Ceva de genul acesta. Sau de ce nu puteți să îl ridicați și mai mult, cred că așa, ceva de genul acesta. În orice caz, poziția ideală este undeva pornind de aici până chiar la partea de jos. Astfel arată. Și după cum v-am spus, puteți să așezați pe acest suport inclusiv o tabletă. Observați. Va arăta ceva de genul acesta. După cum v-am spus, este foarte solid, e realizat foarte bine și îmi place foarte mult acest suport.